Tentativă de fraudă la bacalaureat. Un elev botoșanean a pornit cu stângul astăzi, chiar de la prima probă scrisă a bacalaureatului 2016 la limba și literatura română. Absolventul de liceu susținea proba la centrul de examen de la liceul pedagogic Nicolae Iorga Botoșani. Acesta a încercat să se inspire din fițuici, fapta sa fiind considerată tentativă de fraudă. Elevii prinși pe picior greșit nu vor mai putea susține examenul de bacalaureat vreme de două sesiuni, adică până în toamna anului viitor. Aproximativ 2350 de elevi au susținut examenul de maturitate. 112 elevi nu s-au prezentat la proba scrisă. 3 elevi au susținut prima probă a examenului de bacă la ora de astăzi în condiții speciale. Unul dintre elevi a susținut proba scrisă acasă, în timp ce altul se afla pe patul de spital. Al treilea candidat a cerut prelungirea timpului de lucru. Primul subiect a fost același atât pentru cei de la profil uman, dar și real. Un text dramatic la prima vedere. Subiectele 2 și 3 au făcut diferența între cele două profile. Un text argumentativ despre rolul jocurilor pe calculator în viața tinerilor pentru cei cu profil real și rolul lecturii în dezvoltarea personală pentru cei cu profil uman subiectul 3 a vizat un roman din perioada interbelică